Primarul Comunei Valea Mare Pravăț, Ion Boncoi, are planuri mari pentru anul 2014 în ceea ce privește investițiile făcute în comuna sa. Acesta garantează că tot ceea ce se află momentan pe hârtii la stadiul de proiect vor fi realizate în decursul acestui an. În primul rând vor fi terminate lucrările la sala și terenul de sport din Nămăiești, spune edilul, la fel ca și celelalte lucrări ce nu au fost finalizate până la sfârșitul anului trecut. De asemenea, pe lista de investiții se află și alte proiecte de modernizare, asfaltare și reabilitare a clădirilor din comuna Valea Mare Pravăț. Vreau să transmit tuturor locuitorilor mei, pe care îi iubesc foarte mult, la mulți ani, o viață mai bună în anul 2014 și le doresc binele din lume să fie în casa lor. Iar referitor la întrebarea pusă de dumneavoastră, am în față necesarul pentru susținerea programului de dezvoltare locală în anul 2014. Și aici am mai inclus și acele obiective care le-am început în anul 2013, care nu am putut să le finalizăm din cauza unor motive, să zicem, și proiectul nu era bine pus la punct și din consultările cu executivul și Consiliul Local, care eu zic că ne înțelege bine și sper că în anul 2014 să ne înțelegem mai bine, pentru că aceste obiective pe care le voi enumera, le facem în folosul comunității, în folosul tinerilor din comuna noastră. Ca obiectiv principal ce am început în anul 2013 și urmă să le finalizăm precis în 2014, e construcția la sala de sport din satul Nămăiești, care e aproape de finalizare și trebuie să obținem aprobările de rigoare pentru a ne lega la rețeaua electrică, să facem probele necesare și să o luăm în primire. Mai avem construcția unui teren de sport care deja e început și ne-am apucat mai târziu tot din cauze, știu eu, obiective, subiective, tot felul de minuni pe care nu pot să le spun acum așa concret. Iar mai avem execuție rigole periate, betonate mai precis, pe satele Bărăci și satul Calea Petroasă. Vom începe, de fapt, pe satul Bărăci deja am început, dar timpul nefavorabil și ne-am apucat mai târziu. Oricum, treaba merge bine. Mai avem de făcut proiecte la câteva străzi de reabilitare a drumurilor din comună și mai referim o special la satul Bilcești, unde vreau să-l reabilitez complet pe o distanță de 3 km și ceva. Mai e o străduță care sper să o face și pe așa, le promit locuitorilor de acolo că o să o fac, strada Moroiești, e de vreo maxim un kilometru, iar proiectul fiind mai mare, s-ar putea să cădem la o înțelegere cu domnul primar, pe care îl respect și transmit la mulți, să-i dea sănătate dânsului, familiei dânsului și întreg staffului pe care îl are în subordine, pe care îl conduce, să continuăm asfaltarea și în zona aceea acolo. E vorba de câteva sute de metri, dar sper să iasă bine și acolo. Printre aceste proiecte mari, primarul Ion Boncoi vrea să aducă și puțină lumină în comuna sa, astfel iluminatul public fiind un obiectiv foarte important pe care vrea să-l îndeplinească în acest an. De asemenea, intenționează să construiască și un spațiu pentru parcarea utilajelor care efectuează aceste lucrări undeva în apropierea primăriei, pentru ca muncitorii angajați să aibă totul la îndemână și să-și desfășoare activitatea cât mai repede. Ceva care este în strictă necesitate ar fi modernizarea iluminatului stradal, așa cum am mai văzut și prin alte localități, și m-aș referi în primul rând la Câmpul Lung, un iluminat ordonat, curat, frumos și așa cum e și în zona depozitului firmei lui Ion Stelian. Acolo apare foarte frumos și vrem și noi să-l facem acum, bani să sperăm că avem, ne-a mai ajutat și Consiliul Județean. Vrem să mai facem aici în fața primăriei o copertină, ceva de genul ăsta, unde să băgăm utilajele, să fie ceva estetic, ceva plăcut,
puteam să facem de anul trecut, tot așa, nu din cauza unor aprobări la proiectul care era, mai precis stabilizarea terenului, că trece un pârâu Valea Mare și s-ar putea să vină apă mai multe și să nu avem probleme.